Câmpinenii, dar și mulți turiști din București sau alte județe se refugiază de căldură pe malul râului Doftana. Mulți dintre ei își montează cortul în poenile din apropierea barajului Paltinu, un loc care oferă multe posibilități de a petrece timpul liber. Aici turiștii pescuiesc, fac grătare, se plimbă în pădure, stau la plajă sau în noată, deși acest lucru este interzis. În ultimele două săptămâni, după ce ploile s-au oprit, zona s-a aglomerat foarte tare. Cei care ajung dimineața prind un loc de parcare pe platou și un loc la umbră. Ceilalți se strecoară cu mașinile printre copaci sau le lasă pe marginea drumului. Barajul Paltinu a fost construit în 1971 și adună apele din amonte ale Doftanei, pentru a alimenta cu apă mai multe localități ale județului. Barajul are o lungime de 455 de metri și o înălțime de 108 metri. Din păcate, lipsa de civilizație își pune amprenta, iar apa și vegetația sunt pline de gunoaie. Dacă reușesc să treacă peste lipsa coșurilor de gunoi și a locurilor special amenajate pentru grătare, turiștii pot face o mini-vacanță interesantă în poenile de pe Valea Doftanei. Zona este extraordinar de frumoasă, cu priveliști care-ți taie respirația și aventuri de care-ți vei aduce aminte cu plăcere.